carte bună ai găsit? Este Biblia, lui Dumnezeu Iisus Hristos. Este în caica porunce lui Dumnezeu. Care? Când? Care, Exodul 20, capitolul 17, se încarcă. În cazul ăsta, Domnul Maria, sau în cazul tău? În cazul ei, Domnul Maria. În cazul ei, Domnul Maria. Că așa este oameni, nu cred că Dumnezeu există și Dumnezeu Iisus Hristos există. Sunt oameni credincioși care sunt răi și sunt oameni atei care sunt buni. Da, ca domnul ei este sărac, și nu are bani și din cauza asta mafia vrea să ucide pe toate. Crezi că vrea să o ucidă cineva? Da. Văd cum am dat-o și-o pun să plătească. Ei, eu mai bine când stau. Da. Ați achitat amenda? Eu nu aud. Amenda, ați achitat-o? Amenda. Amenda de când? Din iunie? Parcă e... Nu, nu, este trei dosare. Asta e alt dosar. Ok. Asta e altă procedură de executare. Cum, alt dosar? Da. Dar de unde e alt dosar? Amenda din 10 martie, ați achitat-o sau nu? Amenda din 10 martie 2016, ați achitat-o care v-a plicat-o? Da, e achitată parcă după ce am dus la dâns și... Unde la dâns? Am dus la poliție, cum a chemat că am dus la poliție, bonul de plată, da. Și am venit la dumneavoastră. Când am venit la dumneavoastră, dumneavoastră m-ați întrebat, ați achitat amenda? Da, ia că este bonul tot, l-am dus acolo. Nu v-am spus acasul. De ce este e? Este scaun comunic că nu este achitat amenda. Inspectorat fiscal ne comunică că nu este achitat amenda în beneficiul statului. Am făcut interpelare la Inspectorat fiscal. Asta e de la... Da, Inspectorat fiscal. Asta e pe care de la 10 martie? Da, de la 10 martie? Da, da, da. Și tot. Și-ați chitanța? Chitanța? S-o pun în dosar, să începe în dosar. Am întrebat la poliția acolo când am dus chitanța, au spus că nu trebuie să... Adică nu a dat la dumneavoastră. Nu, chitanța, uite, îți trimis la executare. Dar v-am spus, la 14 aprilie a fost expediat la executare, cu motiv de timp de o lună de zile ne-ați mai achitat. Da, eu, când am dus la poliție, imediat am venit la dumneavoastră, încă dumneavoastră mi-am sfătuit, încă ce să fac, pe de un caz de ceva, ei este mi-a trăs dumneavoastră, îmi cer bani de la dânșii. S-a expediat de la noi, aduceți chitanța, noi încetăm procedura de executare și cu asta se finalizează. Eu fii atent că eu vreau achitat. Iar la domnul Oleg scrie și o să vă comunică, bine? Și noi scriem, se înregistrează cu vorbirea noastră. Domnul Vladimir, eu am fost la dumneavoastră imediat de la... Da. De la asta, când am dus la poliție. Dacă cine i-a spus, o duc la poliție. Pentru că, dacă nu o sugez, că eu i-am pus pe dânsii și de-o scris. Și au zis că ei n-ați trimis la dumneavoastră nimic, eu nu știu, iată, uitați-vă ce. Iată chitanța, când îi plătite și când am dus-o. Eu nici în reiestru nu eram. Trebuia la dumneavoastră oricum? Da. Păi eu am venit atunci, dar n-ați cerut nimic, nu m-ați întrebat asta. Am comunicat, uitați, auzi scrisoare, sunt întors, adu-o, sunt întors. Dacă e scrisoarea asta, am primit-o când acum am mai luat ieri. Bun, asta. Gata? Mergem în cancelare să ne strângem. Mergem în cancelare să ne strângem distanța, precum cază ați prezentat. Da, dar nu luați bunul de plată. Nu luăm bunul de plată ca să ne ținem la dosar. Faceți copii, bunul de plată. Da, sigur. Da, îmi doar așteptați, nu vă Dar eu nu filmez datele. Nu filmez.
Asta e birou în care primiți oameni și n-ar trebui să afișați date cu caracter personal. Ce? E birou în care primiți oameni și n-ar trebui să le afișați datele cele cu caracter personal. Trebuie să le țineți în mape. Care vă tineți că o să le filmezi? Trebuie să le țineți în mape. Luați copia dumneavoastră. Da, original, luați. Original, chitan să rămâne în dosar pentru că să fie încetat procedura de executare. E format, e corect? Eu nu știu. Eu nu știu. Eu știu, nu. Doamna Maria, avem video cum v-a luat original. Avem video, avem dovadă și martă. Da, da, Maria, luați asta. Originalul rămâne la mine. Rămâne în dosar. Iese video aici. Maria, luați asta. Țineți chitanță. Iese video aici. Bun, luați asta. Scrieți că nu am primit, eu trebuie să am așa. Așa se oameni, ca ce... Nu, pusă data, doamna Maria. Păi, nu ceară, cum să spune, că acolo doar e scris când o primit de la mine. Doamne, pusă data când mi-ați prezentat chitanța astăzi, 5 decembrie 2016. Aici poliția mie mi-a scris, vedeți? Doamne Maria, aici e nimic. Nu, asta mai am probleme. Maria, hai să vedem la Oleg aici. Oleg, ați arătat și original tot, Maria. Ia să vedem aici, nu credeți. Dar hai să vedeți unul în care poate. Asta e amenda cei cu care ai fost la Ministerul Justiției? Amenda cei cu care ai fost la Ministerul Justiției? La Ministrul Justiției? Da. Da, pe acela care de 10 martie... La care ei întârziat să facă contestații, la care ți-a dat ministrul bani în plic? Au ținut o luni de zile procesul verbal împreună cu contestația. Consilierul ministrului, da? Duca. Duca, da. El a făcut toate, cum să spune, greșelile astea și mi-a dat 400 de lei de am plătit, adică pentru greșeală. Dar acum pentru ce? Eu sunt chemată, cum să spune, am fost iarăși chemată cu așa sumă mare, 1.168. Deci amenda era 400 de lei și executorul te-a chemat să plătești 1.100. Da, 1.168 de lei și capeci acolo, ca să plătesc la executor. El zice că tu ai citat de câteva ori. Nu ai primit alte scrisuri, numai asta, ultima, da? Numai asta, iată, am primit-o pe ca data, să vii azi. Pe atât așa am venit, chiar mi-era interesant. Cum? Dacă a fost achitată și după ce am achitat, am dus, mi-a spus să duc chitanța la poliție. De la poliție am venit aici, la dumnealui, ca să mă interesez mai departe ce și cum. Dar ce treabă are el dacă avea relații cu poliția? Eu. Titlul executorul a venit abia peste câteva luni. Păi iată, ați văzut acum, cum să spune, că... Dar atunci ai arătat că ai plătit și el a zis că nu. Da, și m-a întrebat că ați plătit amenda, am plătit-o. Ați dat bonul, da, am dat. Acum așteptam aici să văd, să-mi spun că poate să-i plătesc și lucrul lui. El a spus că nu, numai mi-a spus așa. Spuneți-le că dacă o să-mi trimit, adică materialul încoace la mine, eu am să trimit materialul la dânșa și am să scot amendă de la dânșa, banii de la dânșa, pentru lucrul lui. Păi probabil așa se întâmplă, că el a făcut muncă. Și ei nu trebuiau să trimit asta la executare dacă mă ai plătit și ai prezentat la poliție. Da, eu am plătit, cum să spune, și la primul eu am plătit și tot așa m-au pus și am plătit. M-au chemat și am plătit. A doua oară, da? Da, a doua oară și am plătit și ne-au fost arestat apartamentele și aici unde eu sunt și apartamentul ficiorului la voi, unde ficiorul a fost omorât. Dar și-am uns scrisoarea asta, zicea că ți-a arestat tot. N-ai voie să faci pașaport, n-ai voie să părăsești țara. Da, ia, că ați citit. Și crezi că-ți scoate? Eu luat scrisoarea? Crezi că-ți scoate arestul? Dar eu trebuie să am scrisoarea la mine. Dar de cine luat? Eu acum n-am să am, cum să spune... Dovadă. Dovadă, sigur că da. Stai să văd. Întreabă-l dacă o scos arestul, dacă are de gând să-l scoate arestul. Dacă mi-e întrebuiește să am dovadă. Când m-a t-ai prezentat aici documente, dar el ți arestează casa și te tip și vinde. Cum? Eu nu înțeleg de ce o rămas, mie mi-a spus că la mine trebuie să rămâi originalul. Dar ei să iei copia. Dar cine a spus așa? Cine a spus așa? Cine a spus? Mi-a spus că de la... Juriști. De la judecată. A, eu nu știu. Da. Eu nu cunosc. Și eu am însemnat-o când am primit. Am primit scrisoarea asta pe data de... 1 decembrie. Da. Alaltă. Da, dar eu trebuie să o am la mine. Ce se execută dacă n-ar fost la judecare? A s-o dai? Ce ar se trebui? Se ar trebui. Dacă n-ar fost la judecare? Da, unde domnul Bizidere, dumneavoastră, poate mi-ați spus ce întrebare. Aici?
Nu, dumneavoastră este stăpat, doamnă, are cetățean. Vreau scrisoarea înapoi. Mi scrisoarea să-mi o dăie înapoi, dar cu citație, trebuie să-mi o dăie înapoi. O secundă, așteptați. Așteptați-o o secundă. O luat bonul de plată, dar ne trebuie să le... Citație, citație, da. Cum asta? Și el nu știe că trebuie să-mi întoarcă înapoi? Da, aici scrie că e sechestrat, nu știu ce, scoateți sechestrele sau numai vorba? Și ține toate întrebările la domnul executor. Conform legii ce se va observa? Domnul... Am văzut noi cum se face conform legii. Tu ești sărat, nu ești sărat, nu ești sărat, nu ești sărat.